Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. N-am mai spus de foarte mult timp lucrul ăsta pentru că nu am vloguit deloc de vreo săptămână încoace. Oare am eu ceva pe frunte sau e... Ok, e pe cameră, n-am nimic pe frunte. N-am mai vloguit de ceva timp pentru că, sinceră să fiu, am fost extrem de ocupată cu lucrurile pentru Instagram și cu colaborările pentru Instagram. A trebuit să fac câteva campanii pentru Fanta, am fost chemată la un eveniment, a trebuit să merg și la birou, la job, a trebuit să editez o grămadă, a trebuit să și refac un material pe care l-am făcut pentru că n-a fost aprobat de client dintr-un motiv foarte întemeiat, la care eu nu am fost foarte atentă. Am făcut și poze pentru Instagram, sunt aproape pregătită, oricum săptămâna nu este gata, cu toate că este vineri, astăzi 4 august, săptămâna nu este gata pentru că o să lucrez la partea de social media și sâmbătă și duminică, dacă ne ajută vremea, cu toate că spune că duminică o să plouă, eu sper să nu plouă pentru că mai am câteva zile, adică doar sâmbătă și duminică, iubitul meu mai este în țară după ce pleacă pentru 10 zile, așa că aș vrea să îmi fac multe materiale pentru Instagram ca să am ce să pun, să am ce să postez cât timp el este plecat, pentru că el este cel care mă ajută cu pozele și poze singură e cam complicat să-mi fac, poate chiar imposibil, mai ales că eu fac în oraș, nu fac neapărat în natură. Și da, cam asta s-a întâmplat săptămâna asta, nu știu ce altceva vă mai pot spune, că nu s-au mai întâmplat multe pe lângă muncă, muncă și iar muncă. Ne-am uitat un picuț la Insula Iubirii, am fost la un film, am fost la filmul Casa Bântuită, marți, și a fost drăguț. A fost drăguț, dacă vreți să mergeți să vedeți un film Disney care este un picuț mai diferit față de ce filme face Disney în mod normal, eu zic să mergeți să-l vedeți. Și cam asta a fost săptămâna noastră și a mea și a iubitului meu, v-am zis, destul de ocupăței în ultimul timp amândoi, dar se apropie concediul nostru ca și cuplu, pentru că v-am zis că ei mi-o să plece din țară pentru 10 zile, dar pleacă nu singur, dar fără mine. Și după aceea mai trece un picuț și vine concediul nostru, deci în vreo, nu mai durează, luna viitoare, vai că nu vreau, adică vreau să treacă o dată timpul și vreau să vină concediu și mi se pare că nu mai trece timpul, că mi se pare că e foarte, foarte mult până la concediu de fiecare dată când mă gândesc. Dar da, v-am mai zis că mergem în Grecia, în Lefkada, deja ne-am stabilit cazarea, ne-am stabilit într-un fel... itinerarul, adică câte zile o să stăm în Lefkada, vrem să ne oprim și în Atena, poate să ne oprim puțin și pe drum, deci o să fie o vacanță destul de interesantă, o să stăm plecați vreo săptămână și ceva, de-abia aștept și dacă aveți ceva recomandări de lucruri de făcut în Lefkada, lăsați-mi în comentarii. Am deschis astăzi acest vlog pentru că mă pregătesc, vedeți că sunt și cât de cât machiată, mă pregătesc să merg la Jumbo pentru că să dăm drumul concursului cu rechizite. Cred că de prin 2020, de fapt da, de prin 2020 eu fac concursuri din astea cu rechizite în fiecare an și îmi face în fiecare an la fel de multă plăcere să fac aceste concursuri. Ele se desfășoară pe pagina de Instagram, așa că la momentul la care vedeți voi acest vlog, este deja postat concursul pe pagina de Instagram, o să-l postăm în data de 7 august, așa că dacă vă interesează să participați, vă las linkul în bara cu descrieri și mergeți acolo și urmați toate regulile. Nu se iau în considerare răspunsurile de pe YouTube sau răspunsurile de pe alte platforme, doar răspunsurile de acolo, de la postarea de pe Instagram, de acolo o să alegem câștigătoare și mergeți să participați. Astăzi vreau să merg să cumpăr rechizitele pentru că este datoria mea, eu mă ocup de toată organizarea și mai am pe lângă mine 4 fete care contribuie financiar ca să putem să cumpărăm un premiu cât mai frumos și mai mare și mai consistent, așa să se poată bucura o școlăriță în adevăratul sens al cuvântului. Am strâns pe lângă mine alte... 4 fete? Da, suntem 5 în total, alte 4 fete și ele au contribuit cu bani. Eu mă duc să cumpăr toate rechizitele astea și mă ocup și de poza de concurs și de tot ceea ce înseamnă concept și așa mai departe, dar credeți-mă că îmi face o maximă plăcere pentru că eu de când eram mică îmi plăcea să-mi cumpăr rechizite, de-abia așteptam să înceapă anul școlar să mă duc la... Era, se numea o librărie Prichindel, cred, ceva de genul, în Brad, de unde sunt eu, și mă duceam acolo și mă duceam cu listuța și eram extrem de încântată să văd toate rechizitele la un loc, îmi aducea așa o mare bucurie și că pot să fac lucrul ăsta acum la 27 de ani pentru cineva, chiar mă bucură enorm, așa că am o energie tare bună cu care o să merg la Jumbo, nu știu dacă o să vă pot filma foarte mult de prin magazin, cu toate că eu o să încerc, dar aici la Timișoara, în Jumbo-ul din Timișoara, sunt foarte stricți, nu prea te lasă să filmezi, dar eu v-am zis că o să încerc și oricum, o să postez și un videoclip
un fel de hol cu rechizite și acolo o să puteți să vedeți toate rechizitele așa de a fi rapper. Și o să vă mai arăt, v-am zis și de prin magazin. Deci, da, sunt extrem de încântată. La ora 14 și 25 de minute pleacă transportul, adică sosește transportul de Jumbo. Avem aici în Timișoara un autobuz care te ia fix de unde stau eu, din zona asta unde stau eu, și te duce la Jumbo în mod gratuit, ceea ce mi se pare super fain. Emi este la pacienți acum, dar o să mă aducă el acasă. Am zis că mă duc singură pentru că nu vreau să-l stau, să îl fac pe el să stea după mine, oricum vreau să stau să gândesc conceptul și să se potrivească așa un picuț caietele cu penarul, cu ghiozdanul. Sper să găsesc tot ce-mi trebuie. Dacă nu găsesc tot ce-mi trebuie, o să mă duc și pe la Sinsei Sinsai în drum spre casă. Sigur, o să cheltui astăzi toți banii pe rechizite și lucrul ăsta mă încântă foarte mult, da. Deci o să plecăm în ceva timp, nu știu dacă o să vă pot filma în Jumbo, dar eu o să încerc. Cel puțin o să vă inserez măcar câteva cadre cu telefonul și probabil că data viitoare ne auzim din mașină cu toate cumpărăturile făcute și cu impresiile finale din Jumbo. Dacă am găsit tot ce am avut nevoie, dacă mă mai duc și în Sinsei, asta rămâne de văzut. Mă pun să mă pregătesc și eu să mă îmbrac, să nu cumva să pierd transportul de Jumbo, pentru că vă ziceam că sosește la 14.25 și pleacă din stație la ora 14.40. Dar de obicei când sosește și pleacă, nu prea stă, așa că o să vreau să fiu acolo pe la 14 și un sfert maxim, pentru că nu vreau să treacă și să trebuiască să mă duc cu Uber. Niciun transport în comun nu mă duce atât de departe, de aici de unde stau eu până la Jumbo. Pentru că Jumbo este la ieșire din oraș, trebuie să ieși mult, dacă sunteți din Timișoara știți. Dar da, nu vreau să merg cu Uber-ul pentru că o să îmi spargă pușculița, o să-mi ia cel puțin 40-50 de lei, așa că nu vreau lucrul ăsta. Dacă pot să merg gratis cu transportul Jumbo, de ce nu, că nu mă deranjează în mod deosebit. Deci trebuie să merg să îl prind la timp. Bun, ne auzim! Dragilor, am ajuns în Jumbo după ce am făcut efectiv o oră până aici. Sunt și foarte roșie la față, dar mă bucur că în sfârșit am ajuns. Muzica este extrem de tare, așa că v-am zis, nu o să vă filmez foarte mult de prin magazin. Dar să știți că o să facem haul cu toate rechizitele pe care le găsesc, o să vi le arăt. Închid ca să nu-mi zică nimeni nimic aici pe la Jumbo și ne auzim cel mai probabil când ieșim sau o să vă mai filmez eu dacă prind ocazia. Voiam doar să vă zic acum, profit de partea de promo, să vă spun că cei de la Jumbo Exact acum lucrează ca să pună toate caietele aici, în zona asta mai din față. Așa că dacă vreți să veniți de acum încolo, totul o să fie disponibil aici, rechizite și foarte multe ghiozdane, mult mai multe decât anii trecuți. Și astea sunt mai de copilași, așa, poate de școala generală, dar să știți că mai încolo sunt și mai de clasele 4-8, de ce nu? Cam asta este ceea ce am luat până acum, dar v-am zis că o să mă concentrez mai mult să vă arăt totul într-un videoclip separat. Așa că, da, sunt foarte încântată că reușesc să găsesc caiete și prețurile, să știți că sunt foarte, foarte bune. Bine, aici în zona asta sunt caietele mici, dar în general prețurile sunt ok, nu ne putem plânge. Jumbo chiar are rechizite accesibile și foarte, foarte drăguțe. Deci, da, să continuăm, zic. Nu vă lăsați înșelate de vântul ăsta care bate, pentru că bate un vânt cald, te zici că sunt în deșert. Dar am ieșit din Jumbo și vreau să vă arăt așa un foarte mic sneak peek și acasă, când ajungem, o să vă arăt ce am luat pentru casă, pentru noi. Dar stați așa, să întorc camera să vă arăt. Cam așa arată punga pe care am luat-o și este o pungă imensă. Acum îl aștept pe Emi să ajungă. Ăsta este pentru noi, lucrurile astea sunt ale noastre. Dar cam astea sunt lucrurile pe care le-am luat pentru giveaway și credeți-mă că am super multe aici. Stați că m-am organizat foarte prost, dacă aș pune astea așa. Ia uitați câte lucrușoare frumoase avem aici. Da, de-abia aștept să vi le arăt așa în detaliu. De fapt, cred că le-ați văzut. De fapt, pentru mine o să fie, este în viitor clipul ăla cu rechizitele. Dar voi, dacă vreți să mergeți să-l vedeți și să vedeți tot ce se află aici în acest coș de la Jumbo, puteți să mergeți la videoclip, o să vi-l și las în card. Dar da, sunt super încântată să dăm drumul concursului și sper să vă placă ce v-am pregătit aici. Da! Întoarse de la Jumbo și proaspăt spălată pe mâini, pentru că mă simțeam atât de murdară cum am atins toate lucrurile prin Jumbo, că am stat, ceau Mira, am stat destul de mult, adică am terminat foarte repede, am terminat în jur de ora, cred că am ajuns la 3,
Am ajuns la 3 și ceva pe la Jumbo, pe la 4 am fost gata și până la 5 și ceva când a ajuns ei, mi-a trebuit să mai fac o dată turul Jumbo-ului și am pus mâna pe tot felul de jucării și pe tot felul de slime-uri și lucruri din acelea de strâns în mână, încât m-am murdărit foarte tare. Dar vă ziceam când am ieșit din magazin că am cumpărat și câteva lucruri pentru noi, pe lângă lucrurile pe care le-am cumpărat pentru giveaway, pe care puteți să mergeți în cart dacă vreți să le vedeți, sau o să vă las și clipul, linkul clipului în care le prezint pe toate în bara cu descrieri. Grea viața, Mira, nu-i așa? Da, a dormit toată ziua probabil pisica asta și acum na, vă dați seama că este obosită după o tură de o zi de somn. Bun, haideți să vă arăt ce am luat pentru noi din Jumbo. Nu știu exact, o să vă încerc să-mi amintesc prețurile, că nu mai știu unde e bonul, dar am dat 56 de lei pe toate lucrurile astea. În primul rând am luat acest scurgător pentru, adică, stați că mai multe o să înțelegeți din poză, se pune pe chiuvetă sau pe chivetă, chiuvetă, nu știu, dar da, se pune acolo și se spală pur și simplu fructele și vedeți că este și reglabil, adică se face mai mică, mai mare, asta a fost 10 lei și mi s-a părut foarte practică pentru când mai spălăm fructe, struguri, cartofi, lucruri de genul ăsta, mi s-a părut chiar super utile și cred că o să fie chiar bună pe chiuveta noastră pentru că este și ajustabilă. Acum nu știu dacă este mai mare de atât, dar nu cred că este. Emi, tu ce zici? Nu mi-am arătat atâta. Deci cred că, da, ar trebui să fie bună. V-am zis, a fost 10 lei și pare și dintr-un plastic destul de calitativ care s-ar putea să reziste. După aceea am găsit la raionul de reduceri. Glumesc, nu-i la reduceri. Nu-i la reduceri, iubirea vieții mele, cum să fie la reduceri. Așa, să revenim. Am găsit... pentru mine, de fapt, mi-am luat și eu această mapă ca să-mi pun facturile și bonurile pentru PFA. Mi s-a părut tare, tare drăguță și am zis că e foarte practică, așa că mi-am luat și eu una. Pe vremea când ne-am făcut noi dosarele pentru PFA, de-abia am găsit chestii faine în Jumbo, adică, mă rog, organizatoare, bibliorafturi, mape și acum e plin de ele, o grămadă de modele faine, dar nu o să-mi iau de două ori, vă dați seama. Mi-am luat și un caiet din ăsta să mai îmi țin notițele pe care le mai am pe parcursul zilei, tot felul de idei, mereu îmi trebuie o foaie la îndemână, nu că n-aș avea sertarul plin la biroul ăsta de copii pe care l-am eu. Am sertarul plin de caiete, dar parcă tot mai vine să mai întind mâna înspre unul. Am cumpărat niște pensule din astea pentru a spăla paiele în interior, pentru că am impresia, așa cum dispar șosetele, dispar și lucrurile astea din casa noastră, nu știu ce se întâmplă cu ele, sau cum dispar elasticele de păr. Da, înțelegeți ce vreau să zic, așa dispar și astea, așa că am găsit setul ăsta de 2 la Jumbo la prețul de 3 lei. Caietul a fost 5 sau 6 lei și mapa asta a fost 2,50 lei. Și ce am mai luat? Am mai luat un set de lavete, care sper eu să fie lavete din alea bune, că ia uitați-vă cât sunt de drăguțe, și sper să fie lavete din alea bune, în sensul în care sper că dacă le înmoi în apă să fie materialul ăla care absorbe apă, să nu fie lavete din acelea de praf. Acum om vedea cum sunt, dar mi s-a părut tare, tare drăguț modelul. Sunt 1, 2, 3, 4 aici, cred că au fost în jur de 8 lei, uite, lavete. Da. Și penultimul lucru pe care l-am luat a fost acest set de două organizatoare care sunt lipite aici, una lângă cealaltă. Pe mine mă deranjează și mă încurcă foarte mult unde îmi țin acum dischetele de machiante, adică în ambalajul original al dischetelor de machiante, doar că sunt undeva adânc acolo dedesubt de chiuvetă și mă incomodează mereu, așa că am cumpărat un recipient din ăsta în care să-mi pun dischetele aici, la fel și aceeași poveste și cu bețișoarele de urechi. Am pus... adică sunt tot puse sub chiuvetă, sunt destul de obosită. Sunt tot puse sub chiuvetă și am zis că iau ăsta numai bine pentru dischete de machiante și ăsta pentru bețișoară de urechi și o să-l pun acolo unde mai am și suportul acela de se rotește cu cosmeticele și o să-mi fie lucrurile astea mult mai la îndemână. El este dintr-un plastic, dar este dintr-un plastic dur și căpăcelele astea se iau în felul ăsta. Bine, acum sunt lipite cu scoci, dar înțelegeți voi, să știți că o să vă și arăt cum arată după ce setez totul aici, dar mi s-a părut drăguț și mi s-a părut așa super estetic, sper să nu rămână lipicios de la chestia asta. Hai să vedem cât de bine se desface, dar nu că se... Oh, nu! Uitați ce am făcut! Cred că o să se desfacă bine, dacă eram și eu un picuț mai atentă, se desfăcea bine. Nu știu de ce lipesc lucrurile astea fix aici pe fața
produselor. Asta se întâmplă și la Pepco și mereu mă disperă și ce iau de la Pepco, că sunt lipite peste tot, pe unde nu trebuie aceste acțibilde, dar bun, hai că le-am luat și acum vă și dați seama mult mai bine despre ce este vorba, tare drăguțe și o să fie foarte utile. Astea au fost 18 lei și nu în ultimul rând am cumpărat un fel de sac negru, pentru că nu știu dacă v-am menționat înainte să plec de acasă sau nu, dar mereu ne găsim în mașină să mergem la Lidl și ne găsim să mergem fără plase, bineînțeles, și tot cumpărăm plase, tot cumpărăm încât ni se umple casa, dăm și banii aiurea, bine, nu este o sumă foarte mare, dar este și waste of plastic și este și enervant să tot trebuiască să cumpere plase, așa că am luat un ghiozdan din ăsta. Ăsta a fost cel mai simplu pe care l-am găsit, aș fi vrut o cutiuță, aș fi vrut ceva altfel, dar am zis că și ghiozdanul ăsta merge așa ca un fel de săculeț care se strânge aici și putem să băgăm multe plase și să punem chestia asta în portbagaj sau undeva în mașină, cred că o să fie foarte ok. Mai are un buzunar aici în față care este cu Sky, unde mai putem pune alte chestii, dar oricum o să fie practic punga cu pungi, dar din mașină, nu din casă. Și am zis să fie așa un picuț câtuși de estetică, pentru că Emi este genul de persoană care ține foarte ordonat și curat în mașină, mai ales portbagajul și toate lucrurile, așa că nu puteam să îi pun pur și simplu plasele acolo, că mi le-ar fi aruncat la gunoi, așa că am zis că iau eu ghiozdanul ăsta, săculețul ăsta și o să aranjăm și o să organizăm totul, toate plasele acolo în mașină și o să le avem la îndemână la nevoie și nici nu o să mai fim stresați că n-avem plase când vrem să mergem la cumpărături. Și pe lângă asta, deci pe asta am dat eu 56 de lei și pe lângă asta v-am zis că am luat rechizitele care sunt acolo în spatele meu și pe care o să vi le arăt într-un alt videoclip, nu în videoclipul ăsta. Gata pe ziua de astăzi. Ce plănuiesc să fac este să-mi fac puțin ordine în dulap, să-mi găsesc câteva idei de ținute, pentru că mâine vreau să ies la poze și să comandăm ceva pizza și să ne uităm la continuarea sezonului 4 din Insula Iubirii. Așa că noi ne auzim, dacă nu mâine, cu toate s-ar putea ca mâine, o să vedeți voi în cadrul viitor când ne auzim, pentru că este un mister. Începe weekendul, dar o să fie un weekend destul de aglomerat pentru mine și pentru noi în general. Dar da, sigur o să-mi fac timp să vă mai dau așa câte un update pe aici pe acolo. Este duminică și ia uitați ce am eu aici. Bine, a dat Emi din greșeală peste ele și le-am mai mutat. Dar am făcut poza de concurs pentru giveaway-ul care începe mâine, 7 august. Și sunt super încântată. Mi se pare că acum așa așezate toate... și mi l-ați văzut acolo în colț. Așezate toate, mi se pare că sunt atât de drăguțe, cam fiecare an de altfel. Am pus aici niște pixuri, dar nu mai bat apampivă cu acest giveaway cu rechizite, pentru că aveți deja link-ul în bara cu descrieri pentru videoclipul în care o să vi le prezint pe toate, în care vi le prezint de fapt pe toate, dar vreau să vă zic că am făcut poza de concurs și că sunt super încântată că a ieșit ceva drăguț și de abia aștept la momentul la care filmez acum să postez concursul pe Instagram. Bună ziua, dragilor! Tocmai ce am terminat de filmat haul-ul cu rechizite de la Jumbo, cele pe care le-am cumpărat vineri împreună cu voi. N-am apucat să fac lucrul ăsta până astăzi, marți 8 august. Nu știu de ce, ieri nu am avut chef de nimic după ce m-am întors de la birou, așa că am ales să mănânc o pizza congelată și să mă uit la Insula Iubirii. Să știți că sunt singură acasă, iubitul meu a plecat în vacanța de care vă ziceam, deci o să fiu singură acasă pentru următoarea perioadă. S-ar putea să vină o prietenă la mine să stea, dar asta mai pe finalul săptămânii și o să vină și e-mail la începutul săptămânii viitoare, dar mă rog, următoarele 2-3 zile, ceva de genul, cred că o să fiu singură. Azi noapte am dormit singură și să știți că am dormit cu lumina aprinsă, pentru că am adormit destul de greu. Eu nu neapărat că nu pot să adorm singură sau ceva, dar nu știu de ce, parcă prima noapte când dorm singură este un picuț ciudată. Am mai dormit singură în apartamentul ăsta, dar niciodată nu cred că am mai stat o perioadă atât de lungă fără Emi în apartament aici. A fost un picuț ciudat, dar am adormit pe la ora 2:30 după ce am terminat Insula Iubirii și am dormit ca un pui. Am dormit neîntoarsă, măcar atât, dacă altceva, dacă am adormit oricum destul de greu și cu lumina aprinsă, după cum ziceam. Am filmat, m-am trezit de dimineață, am făcut duș, am făcut curățenie, am lucrat, m-am pus să filmez și acum trebuie să mă pun să editez haul-ul cu rechizite, dar voiam să vă arăt în primul rând un pachet de la NYX pe care tocmai ce l-am primit
astăzi de dimineață și să vă arăt și un lip combo extrem, extrem de drăguț pe care l-am făcut astăzi pe buze, dar stați să-mi aduc aici toate obiectele muncii, dacă pot să zic așa, pentru că am destule lucruri de adus. Să știți că o să vorbesc așa, o să mă auziți un picuț în lipsă, fără să mă vedeți neapărat. Și notați că m-am îmbrăcat și în partea de jos, că de obicei nu mă îmbrac în partea de jos când filmez. Adică nu vă gândiți că sunt dezbrăcată, dar sunt în pantalon de pijama sau în pantalon de training când filmez clipuri din astea sit-down. Dar de data asta am zis să îmi iau tot costumașul ăsta de la Monkey, de pe About You, care este tare, tare drăguț și pe care n-am apucat să-l port pe afară până acum. Bun, lip combo-ul, cu ce sunt dată pe buze. Cam așa arată și să știți că am văzut o chestie pe TikTok, nu cu aceste produse 100%, dar mă rog, se numește Cherry Coke, adică cola cu cireșe, combinație din asta de pus pe buze, Cherry Coke Lip Combo, și am făcut-o și eu. Practic, Coke-ul este un lip liner din ăsta maro închis, eu îl am pe ăsta de la Essence, care este super cremos, deci are și o ascuțitoare. Astea de liniat buze. Creioanele de buze, măi, Alisa, măi. Să știți că creioanele de buze de la Essence mi se par unele dintre cele mai faine. Ăsta nu știu exact în ce nuanță este. Stați așa, că acum dau eticheta la o parte și vă zic cum au lipit eticheta, mi se pare super. Așa, asta este nuanța 01 Cinnamon Spice și ăsta este modelul de creion de buze. Mi se pare super, super fain și foarte rezistent și ăsta este lip gloss-ul pe care l-am folosit. Este de la Maybelline Lifter Gloss în nuanța 24 Bubblegum și practic îți conturezi buzele cu acest contur maro închis și vii peste cu un ruj, cu un gloss din ăsta care este într-o nuanță din asta aprinsă de roz și ăsta este The Cherry Coke Lip Combo și mi se pare că arată foarte, foarte bine. Acum nu știu cât de bine mai arată pentru că sunt cu el pe buze de ceva timp și am vorbit foarte mult în partea aceea de haul, dar arată foarte bine fix după ce îl așez pe buze și rezistă, bineînțeles, dacă nu vorbești foarte mult. Și la fel, conturarea buzelor ajută glosul să stea în loc, adică nu o să mai migreze înspre colțurile gurii și o să fie mult mai comod și mai clean de purtat, mai curat de purtat. Deci da, Cherry Coke Lip Combo, mie mi se pare că arată foarte bine. Bun, pachetul de la NYX este primul meu pachet pe care îl primesc de la NYX și am avut chiar o surpriză în dimineața asta când mi-a bătut DPD-ul la ușă. Adică eram în duș și mi-a spus: bună, sunt DPD-ul, poți să ieși? Și bineînțeles că n-am putut să ies și l-am chemat la ușă și eram practic cu prosopul în cap și toată răvășită. Da, bine măcar că eram clătită și n-am ieșit cu spumă în cap sau ceva. Dar cam asta este ceea ce am primit. Practic, ei vor să promoveze niște produse care sunt extrem de potrivite pentru festivaluri, așa că să știți că au și un concurs. Trebuie să arăți cele mai, nu știu, look-ul tău de festival cu hashtag-urile NYX Cosmetics România, Festival Look by NYX PM și tag NYX Cosmetics România pe Instagram sau pe TikTok și top 3 cele mai creative postări vor fi premiate cu câte un voucher în valoare de 500 de lei care poate fi folosit în magazinele fizice NYX Professional Makeup. Mi se pare tare faină inițiativa celor de la NYX. Avem în primul rând o măscuță, vavavum, doamne, nu-mi stă deloc bine, avem deci o mască din asta și challenge-ul este să faci un look, practic să îți pui masca asta și să te dai cu fard și să rămână așa ca un fel de urmă de la această dantelă de a măștii. Mi se pare tare interesantă și inedită ideea. Și bineînțeles că avem un portfard cu tot felul de bunătăți. Haideți să iau cutiile astea de aici din brațe și să începem să vedem ce avem aici. În primul rând nu m-am putut abține și am deschis, dar nu mi-a băgat degețelele. În această paletă de farduri este NYX Ultimate și se numește...
festival. Exact așa se și numește, vine cu o folie din asta de protecție și cam acestea sunt nuanțele. Să știți că mă încântă foarte mult că am un negru. Nu cred că mai am niciun negru în toate paletele mele de farduri și sunt extrem, extrem de curioasă cum o să performeze. Îmi place foarte mult și acest rose gold de sus și acest gold de aici și rozul ăsta intens mi se pare tare frumos. Sunt o grămadă de farduri care pot crea o grămadă de lucruri. Îmi place și fardul ăsta, doar că parcă este un pic cam prea cald pentru mine. Fardul ăsta pe toată pleoapa cred că se potrivește perfect. O paletă foarte frumoasă și complexă. Asta pot să zic. Cred că este prima mea paletă de farduri de la NYX. Următorul produs pe care îl avem în acest porfard este o bază de glitter. Din câte am înțeles, baza asta de glitter poate fi folosită atât pe buze cât și pe ochi, ceea ce mi se pare extrem, extrem de interesant. Vedeți că puteți să vă aplicați baza asta pe buze și să tapotați glitter pe buze pentru un look din ăsta așa foarte, ori de festival, ori de sărbătoare, de ce nu? Nu o să mai deschid, că e foarte bine prinsă aici, dar da, este un tubuleț din ăsta. Următorul produs pe care îl am este un Epic Wear Metallic Eye and Body Liquid Liner. Este practic un eyeliner, pe ăsta trebuie să-l deschid, că trebuie să-l sfăciuiesc împreună cu voi. Hai că baza de glitter nu e neapărat ceva ce poți sfăciui, dar ăsta este, așa că o să-l deschid. Cam așa arată dânsul și ar trebui să fie într-o nuanță metalică. Ah, nu, cred că trebuie să-l agit. Bun, haideți să vedem. Sunt și eu extrem de curioasă. Ia uitați-vă și voi ce minunăție de fard. Adică nu este un fard, este un eyeliner, dar sigur îl poți folosi și pe post de fard. Wow! Wow, deci este amazing! Tare, tare frumos este acest argintiu și cred că merge folosit și în colțul intern foarte bine. Da, foarte, foarte frumos este, foarte frumoasă este această nuanță. Stați să vă zic și nuanța, dacă o găsesc pe undeva. Da, este în nuanța asta, Silver Metal și v-am zis, este NYX Epic Wear Eyeliner. Bun, următorul produs este un spray fixator pentru o bază mată. Foarte bine că mi s-a terminat sprayul fixator pentru față și nu mai mi-am recumpărat unul. Așa că e foarte bine mereu să ai un din ăsta în geantă sau în colecția de make-up, mai ales acum că este vară și mie mi iese foarte repede grăsimea în zona T pentru că am un ten mixt, dar care este uscat în zona obrajilor, în zona T este uleios, it's a mess, dar mă bucur de produsul ăsta că poate mai îmi ține în frâu cel puțin zona T. Să se potrivească cu baza de glitter, avem bineînțeles și un glitter care este în nuanța GLI10 și este un argintiu. Simplu și foarte ușor de folosit în multe lucruri. Mai avem tot un eyeliner care este din gama asta Vivid Brights și este în nuanța Head Me at Yellow. Foarte interesante denumirile celor de la NYX. Aș vrea totuși să nu rup ambalajele, că trebuie să fac și un Insta Story cu chestiile astea, așa că o să încerc să deschid cu o unghieră. Da, mai folosește cineva unghieră sau sunt doar eu? Eu practic nu-mi fac pedicura, îmi tai unghiile de la picioare ca un om normal, așa că unghiera este mereu aici la îndemână, că mă enervează să am unghiile mari la picioare. Da, asta a fost poate un pic too much information, dar haideți să vedem cum este acest Vivid Brights. Am auzit foarte multe lucruri bune despre aceste eyelinere, așa că sunt extrem de încântată să le încerc. Cam așa arată, să știți că este un galben foarte potolit și foarte purtabil, spre deosebire de galbenul pe care l-am de la Cupio, care este un galben neon, pe care îl vezi de la 2 străzi distanță. Ăsta este unul foarte, foarte potolit și foarte purtabil. Îmi place parcă mai mult ăsta decât cel de la Cupio, în ceea ce privește culoarea, că la asta mă pot pronunța momentan. Mai avem aici un Glow Shot Ultimate, cred că este un fel de fard lichid în nuanța asta de piersiciu foarte frumoasă, care pare că bate, wow, ce frumoasă e nuanța, pare că bate așa înspre un gold, un piersiciu, mi se pare foarte, foarte frumoasă, rose gold de fapt. Nuanța asta, să vedem, Twisted Tangerine,
Asta este nuanța, așa arată produsul, eu sunt nebunită cu portocaliul și mai avem două produse de buze și bineînțeles portfardul ăsta care mi se pare foarte, foarte drăguț și minimalist. Mai avem un produs de un... Măi, că tot îmi scapă. Un contur de buze. De ce îmi tot scapă cuvântul ăsta? Oare poate pentru că nu folosesc contur de buze foarte des, s-ar putea. Stați, încerc să deschid produsele astea. Bineînțeles că a trebuit să recurg la dinți ca să deschid ambalajul, dar cam așa arată nuanța. Este nuanța Fierce Flirt. Așa arată produsul și haideți să vedem un swatch. O, este o nuanță foarte... Uai, dar ce nuanță frumoasă de roz! Vedeți că am făcut un T pentru un motiv sau altul, am făcut un T. Dar da, foarte frumos și se simte foarte, foarte cremos și nu se mișcă. Adică am tot dat cu mâna aici și vedeți că nu se mișcă aproape deloc și este și rezistent, lucru care îmi place. Și mai avem un NYX Lip Lingerie în nuanța, o, nu pot să pronunț nuanța asta, ceva ruj... Așa se scrie dacă vreți să o căutați și haideți să vedem exact cum este. A, e cum pic am închisă pentru mine asta, să știți că nu mă dă pe spate, dar poate o să-i placă mamei mele sau vedem. Dacă nu își găsește loc în colecția mea, sigur o să-și găsească loc în colecția altcuiva, dar practic este un nude din ăsta roziu care bate spre mov. Astea nu mă prea încântă pe mine și mi se pare că nu mă avantajează în mod deosebit, dar v-am zis că bineînțeles că nu o să se ducă la spre risipă, că o să fie oferit pe post de cadou. Bun, și cam asta este tot pentru moment. Asta este ceea ce am primit de la NYX. Foarte frumos din partea lor. Le mulțumesc foarte mult. Probabil că nu se uită la acest videoclip, dar da, mă bucur foarte mult de aceste produse. Eu sunt foarte mare fană produse NYX. Îmi plac foarte mult, așa că da, chiar simțeam nevoie de un picuț de... De fapt, nu de un picuț, de niște produse noi în rutina mea de make-up. Mă pun să aranjez tot dezastrul ăsta care este acum lângă mine, că dacă ați vedea ce este lângă mine, nu cred că ați mai sta atât de liniștiți pe cum stați acum. Mă pun să strâng, mă pun să editez și noi vedem dacă ne auzim, dacă se mai întâmplă ceva interesant, mai târziu ne auzim. Dacă nu se întâmplă, ne auzim când se întâmplă ceva interesant. Deci, da. Da. Bună ziua din nou! Ia uitați că cineva a pornit aerul condiționat. Eu sunt acel cineva, bineînțeles că nu mai este altcineva în casă. Este aceeași zi, este tot marți, 8 august, este ora 17:45 de minute și aproape că am terminat cu majoritatea lucrurilor pe care le aveam astăzi de făcut. Am și mâncat, mi-am făcut niște paste cu sos pesto. Ce-mi fac eu de mâncare de fiecare dată când... Trebuie să mănânc pe fugă și mi-e foarte foame. Sunt paste cu sos pesto, că practic fierb pastele și le amestec cu sosul pesto din Lidl și am terminat toată treaba. Mi-am făcut cam multe, pentru că sunt obișnuită să gătesc cam două porții, dar e bine că mai am și pe diseară, așa că nu o să rămân flămândă astăzi, cu toate că nu știu dacă o să mai mănânc. Încerc să nu mai mănânc foarte mult sau să nu mai mănânc după ora 6, cu toate că nu cred că este foarte bine, dar eu încerc. Așa că dacă nu o să-mi fie extrem de foame, nu o să mai mănânc pastele și o să le mănânc mâine. Ce voiam să facem acum și nu știu dacă împreună cât să fac eu, am zis că dacă tot am energie și mă simt așa productivă și vreau să fac chestii astăzi, să fac o ordine la pachetele de PR pe care le-am primit eu în ultimul timp și o să vă duc să vă arăt care este situația, pentru că este o situație destul de dramatică, în sensul în care nu am mai reușit să fac ordine aici în acest... spațiu de foarte mult timp. Stați să vă întorc să vă arăt despre ce este vorba. Aici ținem noi și noroc cu ușile astea, că aici ținem noi mașina de spălat și tot felul de alte chestii. Vedeți, acolo avem produse de PR, aici avem produse de PR și practic toate cutiile astea mici pe care le vedeți voi pe aici nu ar trebui să existe. Așa că ce vreau să fac acum este să scot tot ce este în plus aici în cutiile astea de depozitare și să las totul foarte curat și ordonat. Ia, stați că mă sună iubitul meu. Ia să vedem ce face. Ce faci? Uite, acum intru în cameră. Ia să vedem cum e camera. Eu fac vlog. Cam mic. Uite, vlog. Da. Ia, cum e camera?
Păi vă arăt terasa, că altceva nu vă arăt. Arată, să vedem view-ul. Aici e marea, da. Altceva? E drăguț, aici sunt ceva hoteluri noi. Fain. Cum se dice la mare în italiană? Ce? Păi mediterană, aici mă rămân. Bine. Da, vedeți ce greu duce iubitul meu. Haideți să revenim la ale noastre, la cele de zi cu zi. Bun, vă ziceam de pachetele astea de PR, că aș vrea să le pun undeva de aici. Este destul de ordonat, dar totuși dezordonat, pentru că toate cutiile astea v-am zis că nu au ce căuta aici, așa că vreau să mă uit să văd prin toate cutiile cam ce este. Să fac o selecție cu ce vreau să dau mai departe către voi, ce vreau să dau mai departe către ei mei, pentru că aici sunt lucruri care nu sunt deschise absolut deloc, ce vreau să-mi păstrez mie pe post de backup sau ce vreau să încerc pe mai departe și toate produsele astea vreau să le scot din cutie, așa cum spuneam, și să le pun undeva aici în, în această bibliotecă Billy. Noi avem un coșuleț. Coșulețul ăsta s-ar putea să vă mai amintiți voi de el. Când am montat mobilierul ăsta, l-am cumpărat de fapt odată cu mobilierul și aici în coșul ăsta ar încăpea foarte bine tot ce vreau eu să încap. În momentul de față avem o geantă pentru aparat și fața asta de masă pe care Amy a transformat-o în fețele astea de pernă. Am cumpărat una în plus, că am zis mai bine să fie în cazul în care se greșește ceva, dar nu a greșit, așa că avem una suplimentară. Și dacă iau lucrurile astea, acest coș este gol. Deci o să-l pot folosi pentru produse de backup și să mai țin produsele acolo ca să mai eliberez partea aceea de corp de depozitare, să arate măcar un picuț mai clean. Vai ce-mi lucește fața! Da, vă ziceam dimineață că începe să-mi lucească tenul de la un moment dat încolo, că nici fondul ăsta de ten nu rezistă extrem de bine și trebuie reaplicat. De aceea eram foarte, foarte bucuroasă că am primit spray-ul acela mat de la NYX pentru fixarea tenului, pentru că aparent tenul meu lucește destul de mult sezonul ăsta, dar nu mă plâng, că mi se pare un glow destul de drăguț, bineînțeles, dacă mi-aș matifia zona asta, ar arăta bine. Mă apuc de treabă și vă arăt rezultatul aproape final. Vă mai arăt așa din când în când statusul, pentru că v-am zis, trebuie să mă urc acolo sus, o să fie un picuț mai deranj, așa că o să vă arăt din când în când așa, cam ce produse am, ce o să pun acolo și vedem împreună cum eliberăm spațiul ăla. Deci, uitați-vă câte cutii și cutiuțe stăteau aproape degeaba, pentru că, practic, cutiile, cu majoritatea din ele, nu am neapărat ce face, așa că o să le duc la reciclat și să știți că unele chiar sunt goale. De exemplu, asta de la Pixi, deja am început să folosesc produsul, dar mă credeți pe cuvânt că se deschide greu și în rest e goală, că e super ușoară. Dar haideți că o să scot toate produsele pe care le am aici în aceste cutii și vedem exact, facem selecția. În cel mai rău caz o să le pun pe toate acolo și o să mai fac giveaway-uri din când în când, adică în cel mai rău caz zic că nu o să fac selecția acum și o să o fac poate, nu știu, așa, random, în unele vloguri o să vreau să vă zic, hei, avem un concurs astăzi, puteți să câștigați un premiu, nu știu, mă gândesc 4-5 produse per premiu și da, o să fie așa dintr-un vlog în altul, deci nu o să știți neapărat când o să fie giveaway-ul, adică o să fie un giveaway surpriză doar pentru urmăritorii care chiar se uită și mă urmăresc așa cap-coadă. Stați-mă și vedeți dacă tot mă adresez așa direct vouă. Pentru urmăritorii care mă urmăresc așa cap-coadă de la un cap la altul și în fiecare vlog, vreau să vă răsplătesc, bineînțeles, pentru că fără voi nu aș putea să primesc toate aceste minunății de produse, așa că vreau să le împart și cu voi. Deci o să facem giveaway-uri din când în când și o să le anunț inopinant, așa, în vloguri. Adică nu o să știți exact când o să le anunț, nu o să fie în titlu, nu nimic, dar cine se uită o să aibă ocazia să câștige. Mă gândesc să fac pachete de câte 4-5 produse așa, de la branduri diferite și din, adică mă rog, unul pentru față, unul pentru corp, înțelegeți ce vreau să zic. Bun, haideți să vedem ce produse se ascund aici, că sinceră să fiu, am și uitat. Deci nu pot să cred câte produse s-au strâns aici.
extraordinar de multe. Stați un pic să vă fac așa un rezumat. Practic am scos produsele din cutii și am așezat cutiile pe care vreau să le duc la reciclat aici în spate. Aici sunt cele două cutii pe care le păstrez pentru că mi se par destul de interesante. Asta are și oglindă și poate ori o să le folosesc să mai depozitez lucruri, ori o să le folosesc ca să expediez premiile pentru voi. Și cam astea sunt produsele care erau uitate de mine, adică uitate. Tot amânam să fac această curățenie și tot ziceam lasă că fac mâine, lasă că fac mâine și tot așa nu mă mai organizam să fac. Cam astea sunt produse. Dr. Fiterman, avem și ceva Marie Fresh, un brand nou, avem Pixi, avem Mixa, avem Garnier, avem iară Garnier pentru păr, avem Pixi, Garnier din nou, tot felul de produse aici și chiar... De ce nu? De ce să nu facem un giveaway chiar și în acest vlog? Așa că, după cum spuneam mai înainte, eu o să fac o selecție de 4-5 produse. Probabil că o să pun 4 ca să pot să fac cât mai multe giveaway-uri. O să pun 4 produse cât mai variate și o să le ofer unei câștigătoare. Cum puteți să participați? Practic, scrieți orice legat de acest vlog în comentarii și eu o să aleg într-o săptămână. Trebuie să-mi notez aici în calendar să nu cumva să uit. Astăzi, de fapt, când postez eu vlogul? Ăsta s-ar putea joi să-l postez, adică joi este 10 august și atunci în 17 august o să aleg câștigătoarea și o să încerc să o contactez eu. Dacă nu reușesc să o contactez eu, o să o anunț în vlog și o să o las și în acest vlog în bara cu descrieri. Așa că dacă vreți să participați, să câștigați 4 produse la întâmplare, credeți-mă că o să fac o selecție așa cum o să fac pentru mine. Și sper să vă nimeresc gusturile și tipul de păr și tipul de ten și așa mai departe. Lăsați un comentariu orice legat de acest vlog. Mă pun să fac ordine, dacă pot să le bag pe toate. Apropo, Mira s-a băgat aici în această cutie. Ia stați să văd dacă vă pot arăta. Ia uitați-o cât de bine stă ea aici. Stai bine, nu? Cât de bine stă ea în această cutie. O să o scot pe Mira de aici și o să ordonez cât se poate de mult. Și o să duc și la reciclat cutiile alea. Hai că... Sper să-mi încapă toate lucrurile aici, sper. Și ia uitați ce s-a întâmplat aici, a ieșit pisica și au intrat produsele și să știți că au intrat chiar toate, aproape toate de fapt, pentru că deja am făcut selecția pentru giveaway aici în partea asta și nu vreau să vedeți foarte multe și aici mi-am găsit o pereche de cercei veche care era ascunsă pe aici prin dulapuri și am găsit și o gamă foarte interesantă pe care am primit-o de la Garnier. Este aceasta, Botanic Therapy Magnetic Charcoal and Black Seed Oil. Oricum mi se termină șamponul și balsamul, am zis să mai schimb un picuț șamponul și am și mască, așa că numai bine o să pun la folosință această gamă care... Din câte înțeleg eu, spune că ar trebui să redea intensitatea brunetului. Așa că o să încercăm și o să vedem despre ce este vorba. Oricum, părul meu, să știți că nu mai este chiar atât de negru. Că dacă vin aici la soare, o să și observați că parcă începe să aibă tente de roșu din nou și ar trebui să mă vopsesc, doar că o să mă vopsesc înainte să plec în vacanță. Dar mi-ar plăcea să văd dacă are vreun efect să... mai facă părul un picuț mai negru decât este, dar da, o să vă țin la curent oricum dacă este ceva de capul acestei game sau nu, dacă sunteți interesate. Și ce am mai ales să păstrez pentru mine, haideți să vă arăt, este un prosopel de față de la Pixi, că niciodată nu poți să ai destule prosoape de față. Mi-am păstrat de la Mixa un fel de Illuminating Moisturizer pentru momentele în care prefer să nu mă dau cu fond de ten și mi-am mai păstrat o cremă de ochi de la acest brand nou Marie Fresh. Și tot de la Marie Fresh mi-am mai păstrat un cleansing balm. Și cam asta este tot ce mi-am păstrat din toate produsele pe care le-ați văzut aici. Majoritatea o să vină către voi. Mi-am păstrat 6 produse și pe restul le-am pus acolo în cutie. Am pus o selecție de 1, 2, 3, 4, 5 și pentru giveaway. Așa că punem cutiuța acolo sus la loc și sperăm să stea produsele bine. Pentru că eu zic că este o organizare care este de durată și toate pachetele de PR pe care o să le mai primesc în viitor, o să le trec prin filtrul ăsta, o să adaug aici, o să pun la folosință și o să dau mai departe, așa mai departe.
să dau mai departe și mai departe. Sunt destul de obosită, ar trebui să mă opresc din vorbit, dar da, mă duc să duc cutiile la reciclat, pe astea două le păstrez acolo și vă arăt rezultatul final, adică cum arată aici. Am pus totul la loc, mi se pare că e mult mai organizat, mult mai curățel aici, cu toate că nu arată nici acum extrem, extrem de bine, dar oricum este mult mai bine decât cum era la început. O să trag scărița asta, care e cel mai util lucru pe care l-am cumpărat de la Ikea și o folosesc zilnic. Și o să închid aici spațiul ăsta de depozitare și gata. O să-mi pun produsele la loc și noi cred că ne auzim mâine. Așa-i, Mira? Ne auzim mâine cu fetele și cu băieții. Dacă se uită și băieții. Un băiat sigur se uită, că Amy o să se uite. Oh, pui, salută-l pe Amy. Salută-l pe Amy. Da. Ne auzim mai târziu. A, și aici este tușul pe care vi l-am arătat mai devreme de la NYX. Să știți că m-am spălat pe mâini, am spălat vase, m-am spălat de mai multe ori pe mâini, am făcut curățenie, m-am șters cu șervețele umede și este tot aici. Da. Hai, Mira. Gata, hai să ne relaxăm. Bună ziua, dragilor! Este o nouă zi. Și este destul de târziu, eu tocmai ce m-am întors de la mall, am fost puțin, sper că m-ați auzit până acum, am fost puțin la Auchan, dar să știți că n-am luat cine știe ce chestii interesante, așa că nici nu are rost să vă arăt, am cumpărat lapte, am cumpărat ceva Fanta pentru următoarea campanie pe care o să am cu ei, pe care trebuie să o filmez înainte să vină Amy, deci o să mă distrez săptămânile astea. Voiam doar să fac încheierea acestui clip pentru că vreau să mă apuc să editez vlogul de astăzi, așa că ne luăm la revedere aici și acum. O să mai continui eu cu ce să se întâmple interesant zilele viitoare, o să fie și liberele, o să vină și Amy în vizită, s-ar putea să vină și sora iubitului meu în vizită. Așa că o să vă mai țin la curent cu ce să se întâmple interesant. Vă mulțumesc pentru vizualizarea clipului acesta. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și nu uitați de giveaway. Să participați, să câștigați premiul format din cele 5 produse pe care le-am ales eu pentru voi. Vă pup, după cum ziceam, și vă urez o zi minunată!